Albulescu s-a născut la 4 octombrie 1934 la București. A fost un actor român, profesor universitar, doctor în arte, publicist, poet, prozator și membru al Uniunii Scriitorilor. A fost unul dintre cei mai talentați și admirați actori români ai secolului 20. Mircea Albulescu a fost singurul copil al părinților săi. Actorul a făcut școala primară la Liceul Sfântul Andrei, unde la acea vreme predau călugări din Germania și se învăța intens limba germană. Această educație l-a ajutat să aibă înclinație către ordine și disciplină. A lucrat ca artist amator la Ateneul Popular, a fost figurant în corpul de ansamblu al câtorva teatre din București, iar după 1950 a fost angajat la Teatrul Național București. A absolvit școala medie de arhitectură în anul 1952 și Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București în 1956 la clasa profesoarei Aura Buzescu, unde a fost coleg și bun prieten cu actorul Amza Pelea. A jucat în sute de piese pe scenele Teatrului Municipal din București, Teatrului de Comedie și Teatrului Național din București și a avut peste 90 de roluri în film. A interpretat roluri memorabile în teatrul radiofonic pe care îl considera cea mai prodigioasă dintre activitățile sale artistice și care a constituit subiectul tezei sale de doctorat, Teatrul Radiofonic, convertibilitatea mijloacelor de expresie actoricească în procesul creației. Rolul cel mai drag sufletului artistului este cel din piesa Danton de Camil Petrescu. La premiera piesei pe scena Teatrului Național din București, Dinu Săraru a scris Mircea Albulescu în Danton, o creație unică, ilustrând dezlănțuirea unui talent unic. Un moment de referință în teatrul românesc modern. Mircea Albulescu este și autor al unor volume de versuri și proză. Într-un interviu din anul 2011 spunea că nu-i sfătuiește pe copii să învețe nicio poezie pe din afară, ci să o citească de mai multe ori, ca și când ar fi prima dată, și vor descoperi tot mai multe cu fiecare lectură. În perioada 1985-2005 a fost profesor la Universitatea de Teatru și Film din București. Printre studenții săi, numărându-se Adrian Titieni, Irina Movilă, Florin Piersic Junior, Elvira Deatcu, Manuela Hărăbor și Dragoș Bucur. Din anul 2011 are o stea care îi poartă numele pe aleea celebrităților din Piața Timpului, alături de alte personalități ale vieții culturale românești. Florin Piersic, Victor Rebenciuc, Radu Beligan, Amza Pelea, Maia Morgenstern, Alexandru Tocilescu, Tamara Buciuceanu-Botez, Ileana Stana Ionescu, Draga Olteanu Matei și Sebastian Papaiani. În iunie 2013 și-a anunțat retragerea din viața artistică și a încetat din viață la 8 aprilie 2016 la București. Să nu uităm, dragi prieteni, să cinstim și să iubim România în fiecare zi! Acest proiect este realizat cu sprijinul Guvernului României prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.